Ajun de Crăciun. Poliția locală, sector 6, face treaba. Probabil aplică amenzi pentru staționare pe trotuare. Bun. Așa ar trebui tot am. Numai că polițaiul e fără mască și încalcă și el legea. Și a oprit mașina în stația de transport public fără să aibă girofarul pornit, deci fără să fie în misiune. Deci iar ilegalitate și situații de accident. Așa că look who's talking. Sper că nu l-au amendat pe om pentru lipsa măștii. Ei fiind tot fără mască. Și unul fiind și fără șapcă. Încă o încălcare de reguli. Deci contravenient. Miliția lui Ciucu. Și ce mai discut atâta? Explică legile care au toți obligația să le respecte. Înțeleg că i-au dat deja procesul verbal, l-au amendat, ce altceva are ăsta în mână? S-au prieteni, s-au întâlnit la taclale și încalcă împreună fericit legea. Aici zigzagul cel la galben arată că e stație de transport public. Deci mașina poliției staționează ilegal și periculos. Iată, omul din Ilfov așteaptă la spate și transportul public tot așa. Polițaii și-au găsit loc periculos de parcare, de staționare. Asta tânăr, cu capul gol, e șofer.
halal organ.